Bine ați revenit în bucătăria lui Ami. Astăzi, cu un păstrăv din țara Făgărașului, din comuna Lisa, vom prepara un filet de păstrăv pane cu sos de pătrunjel. Poate dintre voi nu sunt așa obișnuiți mulți cu acest sos de pătrunjel. O să-l vedeți cum arată, cum îl preparăm, cum curățăm pătrunjelul, îl dăm prin blender, îl amestecăm cu puțină sare și piper și puțin ulei de măsline. Și o să vedeți ce preparat interesant o să iasă. Haideți să vedem ce iese, dar nu înainte de a vedea din nou cum se taie peștele, se eviscerează și se filetează.
câteva momente la rețeta noastră, nu înainte de a asculta-o din nou pe Adina Roșca cu o minunată melodie din Țara Făgărașului. Hai,
Iată, dragilor și dragilor, preparatul nostru de astăzi, un filet de păstră făcut pane cu puțin pesmet auriu, cu o garnitură de cartofi dulci și cu un sos de pătrunjel. Ați văzut cum l-am făcut, să-l faceți și voi acasă, că e foarte gustos. Și să aveți poftă bună. Și nu uitați, nu există dragoste mai sinceră decât dragostea pentru mâncare.